mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Bună ziua și bine ați venit la această oră matinală, caracteristică domnului Puiu Vadana, care de fiecare dată se trezește mai dimineață, ca un om gospodar, de o bucată de vreme. Și dați-mi voie să îi urez ca în fiecare an, la început de februarie, la mulți ani, putere de muncă, cât mai multe expoziții, cum ne-au învățat în ultimul timp. Se vede treaba că trebuie să ajungi pensionar ca să poți să te dedici complet picturii, este cazul dumnealui, dar și a altora, dar și al lui Tizian, pentru că la fel ca vinul și pictorul, cu cât înaintează în vârstă, cu atât devine mai bun. Mărturisesc că
despre puiul Vadan am scris cel mai puțin și de asemenea cred că l-am prezentat doar de câteva ori. Și m-am întrebat de ce. Răspunsul este, erau destui prieteni gata să-și oferă serviciile, am spus așa. Și doi, mi-era puțin teamă de pictura lui. Pare ciudată afirmația, pentru că nimic nu pare mai clar decât ceea ce ne oferă pictorul. Peisaje, naturi statice, flori, deci lucruri absolut obișnuite unui spirit chiar contemporan. Să fi fost de vină tehnica, nici ea nu părea să ridice mari probleme. Și atunci m-am întrebat dacă nu cumva eram eu de vină. Și că pictura domniei sale cere o altă înțelegere. Că, de fapt, Gheorghe Vadana nu este un pictor. Iată, ajunge la 83 de ani și să-i se spună așa ceva, pare părea un afront. Nu e, continui să spun, nu este un pictor, este un rapsod. Așa cum, știu eu, Gheorghe Zamfir nu este un muzician, ci e un rapsod, sau Dumitru Fărcaș sau altceva. Este, ce caracteristic rapsodului? Ei supun un areal din toate punctele de vedere. Și chiar dacă n-aș ști că e născut, mă rog, la 3 februarie 1931 în comuna Poiana Largului și așa mai departe, totuși, peisajul său este lesne nerecognoștibil. Adică e făcut cu atâta precizie, cu atâta minuție, încât la un moment dat pare chiar a deranja. De ce? Pentru că, în general, pictorii fac efortul de a sintetiza, de a simplifica natura, de a o simboliza, pe când, în cazul domnului Vadana, lucrurile rămâneau așa cum erau, naturale. De aici și deruta pe care o încercam, pentru că ți-e foarte greu să accepți că pictorul are o asemenea putere cât nu-și propune să intervine decisiv în cursul firesc al lucrurilor. Și de aici și ineditul, și o anumită candoare care n-are nimic de a face cu vârsta. O candoare care îi privește să vadă cu ochi de copii și cu ochi eterni o cascadă, o pădure, o biserică, un mic balaton, un peisaj de iarnă, o floare. Mai ceva. Multă vreme s-a crezut, sau am crezut, că pictorul rapsod nu își propune invenții, nu își propune să își schimbe stilul, maniera sau ceva. Și m-am înșelat din nou. Pentru că, iată, sunt câteva lucrări, dintre care cea de, să zicem, un metru pe un metru, poate cea mai mare din expoziție, care deja ne plasează în mituri, în rituri, în folclor și înseamnă cu totul altceva ca reflexe. Și mai sunt. Și chiar dacă am contrazice, vreau să spun că deși a rămas fidel naturii naturata, copacii lui au început să se încline în așa fel încât privirea noastră și a lui e un halou. Cu atâta forță vede pictorul încât copacii să răsucesc spre interior. Uitați-vă la multe din tablouri și îmi veți da dreptate. Întotdeauna există această tendință. Ceea ce categoric vorbește despre performanțele plastice. Apoi trebuie spus un lucru.
Sigur, el este un patriarh. Patriarhul plasticii nemțene, îl felicităm și noi și prezența dumneavoastră aici e cea mai singură dovadă de simpatie și până la urmă am venit și din această solidaritate culturală, intelectuală și de timp. Pentru că până la urmă să recunoaștem cine depășește 80 de ani are măcar această performanță de a fi trăit o vârstă, de a fi biruit-o. Ei bine, în pictura sa s-a întâlnit cu foarte mulți, cu regretatul Dan Cepoi, cu Dumitru Bezem, cu mulți dintre ei. Dar s-au întâlnit, au fost tangențe. Și de fiecare dată aș spune că această întâlnire a fost cu câștig de ambele părți. Nu au ajuns să se confunde nici în caz unul cu celălalt. Și până la urmă m-am întrebat dacă este vorba de curajul pictorului care cunoaște, cred, cel mai bine acest peisaj de munți, de măguri, de, care vine din coace de Tarcău cu o încărcătură simbolică deosebită. Și cred că ceea ce este adevărul adevărat este că natura e cu totul specială. Nu pictorul inovează, ci el își alege acele cadruri. E un fel de hogaș, dar care nu lucrează cu cuvinte, nu are ambiții clasicizante, ci pur și simplu hălăduiește, vede ceea ce trebuie să vadă și apoi în atelier își concretizează impresiile. De altfel, în ultimul său album de prezentare, avem două portrete. Unul acelui de acum, așa cum îl vedeți, plus ochelarii coborâți strategic și semnificativ, cu care privește lumea cum vrea, melancolic și în același timp înțelept. Și a doua imagine, mult mai virilă, mult mai, dar la fel de candidă, este cea din atelier, unde pur și simplu ai impresia că ține în mână lancia lui Don Quixote, iar jos o pală din moara de vânt, care urmează să-și ia zborul. E ultima sa lucrare pe care tocmai a terminat-o. Iar pictorul, foarte interesant, are un șorț, să zicem, de lucru, multicolor, dar și hainele s-au împregnat parcă de culoare. Deci a devenit chiar artistul multicolor, nu numai universul său. Ce am putea spune la aniversare? În primul rând că îți dai seama de valoarea unui om scoțându-l din context. Ce ar însemna arta plastică fără un Puiu Vadan? Ar fi ceva de neconceput. Sigur, de multe ori, datorită numelui, e ultimul. Că așa e, vâi lângă zâi. Dar, întotdeauna, a fost și va fi un lider recunoscut și aș mai spune o calitate, dincolo de premii, de recunoașteri, de funcții chiar pe care le-a avut, a fost întotdeauna un factor de echilibru într-o lume nebună, ca cea a pictorilor, în care se pomenea aici de Tizian, în care fiecare e un Tizian. Și atunci să reușești un echilibru, să-ți domini colegii, să-i înveți să fie solidari pe idee, nu pe alte lucruri, e o mare artă pe care pui o are și dacă o adăugăm și artei sale de rapsod, totul e perfect și se justifică fiecare apariție publică, fiecare expoziție și până la urmă și prezența dumneavoastră aici. Mulțumesc!
De fiecare dată mă simt măgulit. Atât de cuvintele frumoase, aprecierile, caracterizările și, cum să spun eu, de forța cu care domnul Lucian m-a prezentat. Și cred că mă prezintă mereu, că știu că și la Bienală a avut un cuvânt de spus, cu toate că acolo sunt alte probleme și ne confruntăm cu alte idei, alte păreri, alte... E bine că ne expunem, e bine că vrem să spunem la oameni ceva și asta este din partea mea, că vreau să vă zic ceva, să vă arăt ceva. Asta înseamnă o expoziție. Să ne mângâiem sufletele, să ne bucurăm vizual de imaginile care reușim să le alcătuim atât în natură cât și în atelier, iar celelalte probleme ale sufletului, ale gândirii dumneavoastră, ale aprecierii, a satisfacerii privirii ochiului pe simeză, e cu totul altceva. Fiecare își găsește imaginea lui și dacă corespunde cu cea a pictorului, cu cea a celui care a propus lucrările, e foarte bine și chiar dacă nu corespunde, iarăși este foarte bine pentru că știți și aveți un criteriu de apreciere în viață. Eu vă mulțumesc din tot sufletul, la toți prezenți, cei care sunteți prezenți și cei care n-au putut să vină. Știu că am prieteni destul de mulți care n-au putut să vină la acest vernisaj. Probabil că vor veni după aceea și mă bucur ca să le ofer la fiecare o privire frumoasă la o lucrare prezentată. Vă mulțumesc din suflet pentru prezență
și vă rog să poftiți să servim în parc. Cu permisiunea dumneavoastră, aș spune și eu câteva cuvinte. Domnul Vadan, pe lângă toate activitățile care le-a avut, a avut un mare aport în ceea ce privește viața pensionarilor în Piatra Neamț și în județul Neamț. Pentru că acum ne aflăm și la o zi aniversară a dumnealui, din partea colegilor de la Organizația Pensionarilor din Piatra Neamț, un tort pentru ziua dumnealui și cu permisiunea dumneavoastră vreau să cântăm mulți ani trăiască. Hai! Mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.